este a noua țară ca mărime din lume. Are o graniță de peste 7.000 de kilometri cu Federația Rusă, o alta de peste 1.700 de kilometri cu China. Vecini îi sunt de asemenea Kârgâzstanul, Uzbekistanul și Turkmenistanul. Dintre toți, Kazahstanul este de departe cel mai dezvoltat economic. În istoria sa post-sovietică, statul kazah s-a reinventat pe sine ca o națiune eurasiatică, modernă și prosperă. Geografic, teritoriul este ocupat în proporție de 26% de stepă, de 58% de deșerturi și semideșerturi, dar cuprinde și 21 de milioane de hectare de păduri. Kazahstanul este de 11 ori mai mare decât România și are o populație de 18 milioane de locuitori, formată majoritar din kazahi, alături de care trăiesc 138 de naționalități, printre care și cea română. Se poate spune că poporul kazah este mai tânăr cu 10 ani decât poporul român, media vârstei fiind de 30 de ani, față de media noastră de 40 de ani. Kazahii sunt un popor turcic. Istoria lor se pierde în timpurile în care trăiau împreună triburi nomade de Saka, sciți și sarmați, foarte bogate de altfel, cel puțin așa arată ultimele descoperiri arheologice. Omul de aur a fost descoperit în 1970 în regiunea Isik, lângă Almaty, și datează din secolele 4-3 înaintea erei noastre. Peste 4.000 de piese de aur compun costumul celui care a fost odată prinț. Zeci de kilograme de aur și argint s-au găsit în morminte, care conțineau uneori câte 13 cai împodobiți în veșminte funerare. Femeile erau egale cu bărbații, adevărate amazoane la nevoie, indiferent de câte triburi nomade au trecut și apoi s-au așezat pe teritoriul actual al Kazahstanului, egalitatea s-a păstrat în structura familiei kazahe până în zilele noastre. Marile migrații i-au adus în stepa kazahă pe mulți, printre care pecarluci, kazari, parți, uzi, pecenegi, cumani și huni, care formează hanate efemere. În secolul al VII-lea era noastră, sosesc pe teritoriul kazah triburile arabe, care impun islamul, acceptat rapid doar de triburile din sud. În stepa nomadă, rezistența la islam durează până în secolul al XIV-lea. Drumul mătăsii, menționat în cronici abia în secolul al II-lea înaintea erei noastre, trecea prin sudul Kazahstanului de azi, făcând să înflorească o serie de cetăți rămase celebre în cărțile de istorie medievală universală. Astfel, până la începutul anului 1200, Otrar este unul din orașele care controlau acest drum comercial ce ajungea din Asia până în Europa. We arrived Otrar. Welcome to ancient city of Central Asia. În Evul Mediu, aici se întindea o oază aflată la confluența a două mari râuri. Otrar era denumit, în secolul al VIII-lea, orașul celor șapte râuri, o cetate comercială înfloritoare, un centru cultural influent în lumea islamului. Aici s-a născut Abu Nasr al-Farabi, celebrul filozof și om de știință arab, considerat al doilea învățător după Aristotel. Al-Farabi a fost cel care a salvat opera marelui gânditor grec, fiind de asemenea mentorul lui Avicena și rivalul lui Averroes. If you see these walls, restoration bridges, under the bridges that time was rivers, and now is destroyed all the city, and there is no rivers and no bridges. These walls is very higher that time. In 1968, archaeological started to dig all these places. Aici era o moschee
ce avea în față o fântână adâncă de 15 metri. Zidurile cetății ajungeau la 12 metri înălțime și erau construite dintr-un material din care sunt făcute și azi casele kazahe. În 1219, celebrul Gengis Khan este ținut la porțile Otrarului, care rezistă asediului timp de 6 luni. Abia după ce un capitan al gărzii cetății trădează, deschizând în timpul nopții o poartă, mongolii intră în oraș. Îl distrug până în temelii, ard toate manuscrisele ce se aflau în Marea Bibliotecă, distrug moscheile și ucid toți locuitorii. Înspăimântătorul exemplu al otrarului a deschis, fără nicio rezistență, toate porțile micilor regate kazahe. Cei 25 de oameni supravegheați de Auelbek Altbekov muncesc la reconstituirea cetății. Într-un viitor apropiat, Otrar va fi un muzeu în aer liber pe care orice turist dornic să refacă drumul mătăsii îl va putea vizita. Până atunci, toate obiectele descoperite vor fi cercetate de arheologii din Shymkent și Astana. Auelbek Altbekov știe că orice obiect găsit se predă autorităților și că nimeni nu se aventurează noaptea pe șantier, pentru că este bântuit de sufletele celor omorâți în atâtea războaie. Temutul Timur Leng, prin campaniile sale militare, a produs moartea a 17 milioane de oameni, dar el a cruțat regiunea Otrar și apoi Turkistanul, pe care le-a considerat un fel de centru spiritual al imperiului său. Îndrăgostit de filozofia sufistă și de morala fondată de Hoxha Ahmed Yassaoui, a dat ordin să se ridice pe locul mormântului un mauzoleu pentru marele învățat. Dar construcția se năruia în fiecare zi, până când, într-o noapte, spune legenda, Timur Leng visează că, înainte, trebuie ridicat un mauzoleu în cinstea mentorului lui Hoxha Ahmed Yassaoui, învățatul Aristan Bab. O altă legendă îl descrie pe Aristan Bab ca fiind companionul lui Mahomed. Se spune că acesta a trăit încă 400 de ani pentru că a acceptat să fie el cel care, după 4 secole de la moartea profetului, să înmâneze lui Hoxha Ahmed Yassaoui mătăniile dăruite acestuia de Mahomed. Misticul Aristan Bab este îngropat aici. Clădirea a fost refăcută în 1971, după ce a fost dărâmată în urma surpărilor. Acum e un loc important pentru pelerinaj. Ca să ajungă în Turkistan, la mauzoleul lui Hoxha Ahmed Yassaoui, orice credincios trebuie să treacă mai întâi pe la mormântul misticului Aristan Bab. Now we are in Turkistan. În această regiune ajung în secolul al X-lea toți cei care doresc să mediteze și să cerceteze mistica musulmană. Locul ia denumirea de Asi, de la ordinul religios islamic al Yassaouiților. În secolul al XII-lea, tânărul Ahmed, discipolul lui Aristan Bab, se întoarce în oraș după un pelerinaj la Mecca și transformă Yassi într-un centru de influență al misticilor. Are mii de studenți
scrie zeci de cărți, poeme religioase, îndreptare de comportament pentru credincioșii musulmani, toate puncte de referință până în zilele noastre. La 63 de ani, vârsta la care Mahomed a murit, Hoxha Ahmed Yassaoui se retrage într-o moschee sub pământ, în care trăiește încă 10 ani până la sfârșitul vieții sale. Contribuția lui la patrimoniul spiritual islamic transformă orașul într-un loc de pelerinaj esențial. Odată cu unirea triburilor kazahe, Yassi devine Turkistan, inima noului stat kazah. Anul 1465 marchează istoria triburilor nomade kazahe. Cele trei mari hoarde se unesc sub o singură autoritate. În creuzetul istoriei se amestecă sângele turcic cu cel mongol și se formează noua seminție a kazahilor. Jeanbek Han și Kerey Han formează Marele Hanat Kazah. Timp de 200 de ani, hanii kazahi își extind autoritatea și măresc teritoriul hanatului. Un punct nodal pe harta proaspătului stat kazah este orașul Taraz, aflat pe același drum al mătăsii. Pornind într-acolo, după sute de kilometri de pământ arid și stâncă, undeva la jumătatea distanței, descoperi peștera Moschea Albă sau Ahmecet. We arrived at Ahmecet Caves. Welcome. Peștera are o adâncime de 50 de metri. Intrarea este străjuită de un pâlc de copaci, apărut parcă anume pentru a sfida deșertul de afară. Bătrânul pasnic îngrijește Moschea Albă de 23 de ani, din 1992. A lucrat în construcții, are 75 de ani și zilnic face pe jos drumul până la peșteră. Crede că puterea îi vine de la faptul că nu a băut și nu a fumat niciodată. A auzit de peșteră de la tatăl său și s-a oferit să-i fie păzitor. Baldarımda, kolda bir korga bir tüzden gözden kişi çok böyle de yolu bu sırtta bir. Kusranga, uzbiretin, kusranga, kızbiretin, şaşak böyle bu den biretin. Kim için yetmek işte kızrolgan Ahmet Devlin boyutu var dedi. Bunu yendi tabiatın vergen kasiyete, yendi yeskörüm yendi. Akeşi, akeyemizden, babalarımızdan yeskörümüz. Bunun aslında kesinlikle tabiatın vergen kasiyete, bunda Turkistan'a yol boğam. Arstabak'a yol boğam. Kızlarda'a Bekdet'a yol boğam. Bunun aslında 12. asır ve 15. asırın arasındaydı. Bu işinde kezinde Tayfakat'ın bir 10.000 asker kırıp, Cengizlerimiz Tosun'da namazı hazırlayan yer. 10.000 asker kırıp. Ere pana boğan, ere korkansı boğan, ere kumgörsü boğan yer. Cei doi credincioși, mamă și fiu, au venit să se roage pentru sănătate. Cred că rugăciunea îl va vindeca pe fiu de durerile de cap. Ajung aici de câte ori pot, pentru că drumul e greu de făcut. Ca ei sunt mulți cei care vin din toată țara. Хотел бы воспользоваться данной возможностью и пригласить наших румынских друзей посетить наш древний город Тарас, посетить Казахстан. Я надеюсь, что у вас будут только хорошие, теплые воспоминания от нашего гостеприимства. Ждем вас в гости. Тарас есть un oraș vechi de peste 2000 de ani. Aici s-a organizat în octombrie, timp de două zile, mai multe ceremonii pentru sărbătorirea primului stat kazah.
președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a inaugurat un complex cultural dedicat aniversării celor 550 de ani de la formarea în această regiune a Marelui Hanat Kazah. Au fost acreditați 300 de ziariști străini care au participat la inaugurare alături de 1000 de invitați. Өзге өмірлерімен бізге әлі талай биік белестерге жетеді деп санаймын. Біз бүгінгі жетістіктеріміздің арқасында әлемнің ең дамыған елдерінің ішіне кісеміз, 30 елдің ішіне енеміз деп жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстан 2050 бағдарламасының негізгі мағынасы сол болып табылады. Мынау индустриялық бағдарлама арқылы облыс бойынша 33-тен артық мекемеске қосылып, 5000-ден артық адам тұрақты жұмыс алды. Бұл да елді қуантатын мәселе деп санаймын. Сондықтан біздің айтып жүрген ойымыз, жолымыз нұрлы жол бағдарламасы, индустриялану бағдарламасы 2050 жылға кешегі мен айтқан 100 қадам арқылы қайтадан реформалауды ары қарай жалғастыру мәселесі осының барлығы Қазақстанның болашағы үшін, Қазақстанның тұғырын жоғарыдан көрсету үшін, болашағының баянды болуы үшін жасалып жатқан үлкен жұмыс. Бұған барлық қазақстандықтар атсалысу керек. Timp de două zile, orașul Taraz a fost asaltat de kazahi veniți din toate regiunile și aparținând tuturor triburilor nomade. Национальное блюдо называется балхаймак. Это делается, варится из верблюжьего молока. Это очень сладко и очень полезно. Все витамины тут. Это национальное. Наши бабушки делают. Балхаймак называется. Вот у нас национальная одежда, самая старая. Бабушки наши носили. Вот эта одежда, вот тоже старая одежда. А то, что вот с вашей, с левой стороны, это все национальная одежда, которую шьют наши мастера этой времени. Такие одежды, это очень старая. Это шубки наши прабабушки, уже почти 200 лет. Вот они. Есть вот такие ручные работы, этому обуви уже почти 100 лет. Это делали наши дедушки, вот так шили. Все в национальном стиле. Это очень старые вещи. Вот, вот такие экземпляры. Вот это коржин называется. Сюда, как говорится, когда караван ездили, вот они сюда клали все домашние вещи, все это, она сохранялась. Вот, вот этот кувшинчик, это где-то 100-160 лет этому кувшинчику. Мы вообще сами приехали, это юрта, полностью оборудована, мы собрали, это с Мангистауской области, город Жанаузи. Мы издалека приехали. В нашем составе только одни женщины-мастерицы, которые приехали, показали, участвуют в этом празднике, показали свои ручные работы полностью. În aceleași zile, în Taraz, s-a deschis un muzeu de istorie, unic în Kazahstan, construit în vecinătatea unui sit arheologic, transformat într-un parc accesibil tuturor. Болашақ ұрпақтың зердесіне жеткізу бұл үлкен парыз. Міне сол парыздың өтеу ретінде осы жерде мінекі музейінің ғимараты бой көтерді. Осы жерде міне менің артымда көрініп тұрған археологиялық ашық аспан астындағы музей. Бұл Қазақстан тарихындағы тұңғыш осындай жаңағы ашық аспан астындағы музей бой көтеріп міне өзінің бүгін алғашқы көрермендерін қабылдап отыр. Бұл әрине болашақ үшін, бұл әрине тарихи зердені ояту үшін, бұл әрине мынау әлемдік қауымдастық пен терезесі бүгін теңесіп келе жатқан Қазақстан Республикасының. Kazahii sunt mari amatori de lupte tradiționale. În complexul sportiv Arena din Taraz s-a desfășurat a treia ediție a concursului internațional de wrestling, la care s-au înscris sportivi din 8 țări eurasiatice. 550 лет официально существует казахское ханство, а наша национальная борьба существует, наверное, еще больше. Ханы когда-то в Издревле в первых между сражениями проводили поединки борцовские, и победителю вручался слиток золота весом в 777 грамм.
И тогда уже борьба была ремеслом, профессией для человека, которая позволяла ему заботиться о своей семье, о своем роде, о своем ауле. Вот. Поэтому сегодняшний турнир, конечно же, является естественным элементом празднования юбилея казахского ханства. În Kazahstanul contemporan se păstrează tradițiile nomade ca semn al independenței. Concursul muzical al achinilor, adică duelul poeților, are un mare succes la public. Acesta a apărut din păstrarea obiceiului negocierii conflictelor dintre triburi. Atunci când între două triburi apărea o disensiune, erau trimiși să negocieze poeții. Discuțiile se purtau prin cântece. Poeții denumiți achini foloseau dombra, instrument specific nomazilor kazahi. Un poet dădea replica celuilalt. Câștiga disputa achinul care îl lăsa fără replică pe adversar. Poetul tribului putea fi bărbat sau femeie. Nu exista nicio discriminare, ca dovadă că și azi femeile concurează cu bărbații, pentru că așa e firesc. Irlanda Uletuli a venit din Mongolia să concureze. Cântă de la 15 ani, a participat la 30 de competiții și a câștigat până acum 10 concursuri. Тақырыбымыз қазақтың 550 жылдығы негізі тақырып. Енді елдік тақырыпқа, ел жалпы халық. Бұл қазағымен мақтанып, басқа немен мақтанып. Жібек Болданова е професоара ла университетя дин Астана. Cântă de la 13 ani. Mama ei a învățat-o. Urmează tradiția familiei. A câștigat mulți bani, o mașină și chiar un apartament la concursuri. Tema ei preferată este despre adevăr. Мен преподаю вузда, преподаватель вуз. Все был мамандық емес. Это традиция у нас. Қанша сыйлық алдыңыз осы кезге дейін? Санамадым көп. Мысалға, бір-екеу, Гран-при Астана, Гран-при Түркістан, Гран-при Ақтау. În bătălia dintre poeți, premiul nu se cunoaște niciodată. Contează doar aprecierea publicului. Miza disputei se anunță odată cu câștigătorul. La acest concurs s-au pus în joc 50.000 de dolari. În Kazahstan, într-un singur an, în toate regiunile, au loc sute de astfel de concursuri muzicale. Meciurile tradiționale de polo au astfel de competiții incluse în spectacolul sportiv. Mulți călători în țara kazahilor doresc să vadă cum trăiesc nomazii în iurte. În satele de azi nu mai există niciun astfel de tip de locuire. De exemplu, Asa este un sat aflat la 60 de kilometri de Taraz. Are 20.000 de locuitori. Primarul Baujan Karchimbetov, din cei 170 de fermieri ai satului, l-a ales pe Dosim Kayupov. În satul Asa, Dosim e un caz unic. Puriul jocare nu se redi, uzmul uzmul, mimlica tarapna, uzmul, carlandra la can creștinia. Se redi creștinia. E de jana, se dai candai, malul cu pazendan cu sutkende, ol, ol, și de ol mai tot. Onun berlă sărta. Custuc bidei, ceas de harpa, жүгері. Содан кейінгі негізгі мынау енді көк дақылдардан пияз. Содан кейін осы жердегілердің көбісі мал алысыға жоңышқа екен. Dosim este cel mai mic fiu al familiei. Tradițional, kazahi lasă toată averea ultimului născut, nu primului. Mama lui Dosim a folosit prilejul oferit de Nursultan Nazarbayev în 1990. În plin declin al perestroicăi, actualul președinte propunea kazahilor un experiment economic, sistemul de închirieri. Rezultatele au fost imediate. Au apărut întreprinzătorii privați care cumpărau produse de la fermieri spre a le vinde în magazinele închiriate. Mama lui Dosim a crescut averea fără să se împrumute vreodată la vreo bancă sau la stat și a lăsat fiului cel mic 7.000 de hectare de cultivat, 3 tractoare, o combină, o secerătoare, 2 camioane și o fermă de cai, oi și capre. Împreună cu Dosim, muncesc 20-25 de zilieri, în funcție de anotimp.
3000 доллар, 3000 доллар, 3000 доллар. Бул казымга өзүнүн Dosim are doi copii care sunt studenți la medicină și la drept. Se mândrește cu mașina de fermier. Mercedesul din curte este pentru fiul lui. Beș Barmak este mâncarea tradițională a triburilor nomade din Asia Centrală. Tradus, cuvântul înseamnă 5 degete și în bucătăria kazahă se prepară numai din carne de cal, dar acum oamenii s-au adaptat. Gătesc beș barmak din orice fel de carne. Hummus we're drinking before eating. Because hummus very cold, we have a stomach ache. And after we're drinking soup or tea. This one plate for three people. Or sometimes four. You can drive horses and in 20-25 minutes you will be hungry again. Алматыга хош келдиңиздер. Алматы is a very ancient city. Next year we'll be celebrating 1000th anniversary of our city. Алматы etymologically comes from the father of apples. Алма in Kazakh means apple and ата means the grandfather. It is believed that apples were domesticated here in Kazakhstan as well as tulips and many other things like horses for example. But Алматы can offer a variety of things for any tourist. There are some very virgin glaciers. In vicinity of Almaty, there are a lot of natural attractions as well. Dozens of kilometers from Almaty, there are absolutely spectacular canyons. It's called the Charun, the biggest. It's like a Grand Canyon in US. Untouched, very natural, with very futuristic. I mean, it's like going back to Mars with red cliffs. So a lot of natural things concentrated in a very close area. So you could travel around and see all these nature beauties. La câțiva kilometri de Almaty se află patinoarul Medeu, situat la cea mai mare înălțime din lume, 1700 de metri deasupra nivelului mării. Condițiile naturale și gheața formată din apa pură, provenită de la ghețarii de pe Tien Shan, fac din Medeu un complex sportiv unic în care se antrenează și azi marii campioni. Mai sus, în munți, amatorii de schi se bucură de geografia specială a stațiunii Shimbula, în care se pot practica toate sporturile de iarnă din noiembrie până în luna mai. Rezervația de șoimi și vulturi Suncar este foarte aproape de Almaty. Vânătoarea cu păsări de pradă este o tradiție ce vine din perioada dominației lui Genghis Khan. Sovieticii au interzis-o, dar kazahii au ținut întotdeauna să-și păstreze identitatea. Pe stema țării lor, alături de soare, stă un vultur în zbor. Paul Fander s-a născut în Kazahstan. Este de origine germană. Are 58 de ani și este ornitolog. A realizat multe documentare despre viața șoimilor și a lupilor din Kazahstan. Este un cunoscut activist. Face eforturi să salveze șoimul kazah, care se află pe lista speciilor pe cale de dispariție în lume. If people catch them and go hunt with them and they died, now it's rare and dangerous. 15 years ago, Soviet Union was broken and Arab people coming here and buy falcons. Now it's about 5% of population of saker lost. 90% caged and went to Arabia. Paul Fander face un lucru extrem de important, educație. Spectacolele lui sunt lecții de istorie a tradițiilor kazahe, în care copiii învață să prețuiască patrimoniul natural atât de fragil. La 60 de kilometri de Almaty și la 1800 de metri deasupra nivelului mării se află lacul Isik. În urmă cu 100 de ani, aici se puteau vâna leoparzi de munte. Sovieticii văd repede potențialul turistic al lacului Cameleon și în 1958 construiesc un drum asfaltat către satul Isik și apoi către lac.
Se ridică o stațiune cu un hotel cu 100 de camere, restaurante, un debarcader și alte atracții care aduc turiști faimoși din întreaga Uniune Sovietică. Nikita Hrușciov vizitează des lacul, așa cum o fac mulți activiști de partid, astronauți, artiști renumiți. Pe 7 iulie 1963, în plin sezon, au loc simultan 12 alunecări de teren, un adevărat tsunami care mătură în câteva momente întreaga stațiune. Din satul Isic dispar 200 de case, podurile, drumurile, clădirile oficiale. Nici până astăzi nu se cunoaște numărul morților. Sovieticii au păstrat catastrofa la secret. Doar ruinele hotelului și o cruce în memoria victimelor aduc aminte de dezastru. După o vreme, lacul revine în atenția publicului, dar nimic nu-i mai tulbură apele. Acum se practică un ecoturism cu mult respect față de natură. Revenind la Almaty, puțin știu că dincolo de atestarea sa istorică, în urmă cu aproape 1000 de ani, orașul s-a așezat pe harta istoriei ca fortificație militară rusă. În 1854 îi se spune Vernei, cel credincios. Țarul Alexandru al II-lea a atras investiții în oraș pentru a fi reconstruit în urma unui cutremur devastator. În 1907 se încheie lucrările la Catedrala Înălțării, construită numai din lemn, fără să se fi folosit nici măcar un cui, ceea ce o face unică în lume. La 4 ani după inaugurare, un alt mare cutremur distruge orașul. Catedrala Înălțării scapă neatinsă. Mulți consideră și azi că doar voința divină a scăpat-o de la dezastru. Sovieticii i-au dat mai multe utilități la ICE. Aici a funcționat în clopotniță primul post de radio din Almaty și tot aici a fost deschis Muzeul Central de Stat. După 1990, catedrala a revenit în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Ruse. Până în 1997, Almaty a fost capitala Republicii Kazahstan. Orașul, un centru arhitectural eclectic, mai poartă amprenta erei sovietice și stilul lui Stalin, Brejnev și Hrușciov. După anii 90, s-a dezvoltat mult pe verticală, ca expresie a unei economii înfloritoare. Cei 1,5 milioane de locuitori, miile de societăți străine și autohtone, produc 20% din produsul intern brut al țării. Kazahii știu să atragă miliarde de dolari, pe care îi investesc apoi în infrastructură, turism, industrie și IT. Monumentul Independenței din centrul orașului este un semn al desprinderii de sistemul sovietic și o promisiune pentru tânăra generație. Păstrarea identității și libertății. Amprenta mâinii președintelui Nazarbayev este un loc de pelerinaj. Se crede că are puteri speciale. Tinerii o ating și își pun în gând dorințe. Vizita este un eveniment demn de aducere aminte. Pierderea statutului de capitală în 1997 nu a oprit ascensiunea economică a orașului merelor. Hotelul Ritz-Carlton este cea mai înaltă clădire și o dovadă că businessul de succes atrage business. Kazahstan, a doua țară ca mărime din fosta Uniune Sovietică, deține alături de zăcăminte de petrol și gaz, minerale care acoperă aproape întregul tabel periodic al lui Mendeleev. După dezmembrarea blocului sovietic în 1991, începe coagularea noului stat independent. Aceasta presupune un efort diplomatic axat pe recunoașterea identității și integralității teritoriale. Nursultan Nazarbayev folosește prietenia ce leagă de Boris Yeltsin și pune punct disputei diplomatice asupra Mării Caspice. Rușii o considerau când lac, când mare. Oricum făceau, recunoașterea frontierei și a drepturilor de exploatare a litoralului părea a fi o problemă fără rezolvare.
Nursultan Nazarbayev îl invită la masă pe Boris Yeltsin și la finalul discuției Yeltsin trasează pe un șervețel zonele de interes și de exploatare. Șervețelul este acum obiect de patrimoniu și este expus în muzeu, iar înțelegerea de pe șervețel permite Kazahstanului începerea exploatării petrolului și gazelor din zona Tengiz. Rezultatul, 10 de miliarde de dolari ajung în bugetul statului Kazah. În 1993 s-a încheiat un contract pentru 40 de ani cu compania americană Chevron Oil pentru dezvoltarea exploatărilor. Aducerea americanilor în Kazahstan a consolidat independența țării și a atras noi investitori majori. Zona petroliferă Tengiz rivalizează cu Golful Mexic. Este estimată la peste 25 de miliarde de barili. În anul 2000 s-a descoperit cel mai mare bazin de zăcăminte de petrol și gaz din lume, la Kashagan, în largul Mării Caspice. Estimat la 70 de miliarde de barili, depozitul nu este încă exploatat, fiind cerute investiții suplimentare pentru asigurarea bunei funcționări și protejarea mediului. Kashagan este actualmente cel mai costisitor proiect energetic din lume. Dar Kazahstanul deține mult mai multe bazine petrolifere, ocupând locul al 12-lea în lume ca bogăție a rezervelor și locul al 9-lea în lume la exportul de petrol. De la prima sondă care a forat în Atirau în 1899 până la complexele industriale de azi, s-au făcut progrese considerabile din punct de vedere tehnologic și s-au semnat acte și pacte care stau la baza companiilor de forare, exploatare, transport și prelucrare a țițeiului și gazelor. Astfel, în 1992, Kazahstan, Rusia și Oman înființează conducta petrolieră caspică pentru transportul petrolului din bazinul Tengiz spre Marea Neagră, care devine operațională în septembrie 1999. Маршрут КТК – это самый рентабельный маршрут для транспортировки нефти. У нас утвержденный один тариф, он постоянный, он не меняется, и он считается наиболее экономичным маршрутом для отгрузки нефти на экспорт в Европу. Ну, вы знаете, у нас основные акционеры КТК – это правительство России и правительство Казахстана. Это 50%. У них 50% у нефтедобывающих компаний. Это Chevron, это Лукойл, это Роснефть Shell, это British Gas, Eni и Oryx. Вот основные нефтедобывающие компании. На сегодня отгрузка идет грузоотправителем, отгрузка нефти с Тенгизы, основная группа. И второй это Karachaganak Petroleum Operating, там где сидят три акционера наших. Из Новороссийска он может идти на Констанцию и там разгружаться. Казахстанская нефть для переработки вот на ваших нефтеперерабатывающих заводах. У нас нет жалоб на Румынию. У нас наша компания вот KMG International и Ромпетрол, она уже работает несколько лет там и вертикально интегрированная компания на сегодня Казмунайгаз вот через Ромпетрол вышел на рынок Европы своими нефтепродуктами, и мы считаем это положительным для Казахстана, для Казмунайгаза. По системе КТК за прошлый год прокачали 35 миллионов 400 тысяч, из них 35 миллионов 200 тысяч мы прокачали на Новороссийск, на экспорт. Наш трубопровод, он предназначен именно для транспортировки в основном каспийской нефти, это казахстанской нефти. И наша система будет готова к транспортировке 55 миллионов казахстанской нефти. Это без применения антифрикционных присадок. Применением это уже будет выше 60 миллионов. На сегодня Казахстан 80 миллионов добывает. Вы представьте себе, в этом году мы думаем прокачать, надеюсь, 38 миллионов, а в будущем 55 миллионов. Считайте сами. Проект расширения КТК или наши акционеры вкладывают 5,5 миллиардов долларов. Из них 1,5 миллиарда – это Казахстан, на наши объекты. В Казахстан петролул се рафинеза в Павлодар, Шимкент и Атирау. Ультима рафинерия се афлы в вечинататя целор май богате кампур петролифере. Încă din 1945 la Atirau se prelucrează doar țițeiul Kazah. Începând cu anul 2010, se fac investiții pentru modernizarea rafinăriei.
Din cele 17 societăți străine și kazahe care au participat la licitație pentru lucrări de modernizare, s-a ales o societate din România. В части отношений с румынскими компаниями у нас есть опыт. Я сам не один раз был в Румынии, посещал заводы Ромпетрола, посмотрел, как работают эти заводы. Мне очень понравилось. Мы посмотрели достаточно интересные вещи, которые можно применить, в том числе и на нашем заводе. Мы достаточно давно сотрудничаем с компанией Roman Surf. Мы начали улучшать качество нефтепродуктов с 2006 года. Именно по экологическим требованиям. И кроме того, оборудование все современное, которое предотвращает выбросы в атмосферу. Главой государства была поставлена задача перейти уровень Евро-5. В Казахстане это называется класс К5. На сегодняшний день с установки мы получаем бензин с октановым числом более 103 пунктов. Но задача, поставленная президентом Республики Казахстан, развить нефтехимию максимально здесь, чтобы уйти от сырьевой базы, выдавать уже почти готовую продукцию. Да, конечно, ручки мы, может быть, делать не будем. Значит, ну, что хочу сказать по поводу нашего завода. Наш завод – первенец нефтепереработки в Казахстане. Наш завод – первенец нефтехимии в Казахстане. И мы сейчас по реконструкции, модернизации, мы все-таки на шаг, на два впереди всех остальных заводов. Мульца Неск. Cu puțin timp în urmă, din Astana s-a anunțat cel mai ambițios plan de privatizare de la cucerirea independenței Kazahstanului. Începând din 2015, timp de 4 ani, se vor privatiza 60 din cele mai mari companii de stat, printre care Kazmunaigaz. Noua capitală a statului Kazah provoacă din nou istoria. În 1997, președintele Nazarbayev hotăra mutarea capitalei în centrul Asiei Centrale, acolo unde exista orașul Akmola. În perioada sovietică, în regiune au fost aduși voluntari din toate republicile pentru a deseleni pământul. Experimentul deselenirii avea să schimbe numele orașului în Țelinograd. După câștigarea independenței Kazahstanului, au ieșit la iveală fapte cutremurătoare. În preajma orașului a existat un cumplit flagăr de represiune stalinistă, în care au fost închise peste 100.000 de femei, care erau soțiile trădătorilor de patrie. Locuitorii Astanei au ridicat un monument al lacrimilor și al durerii care amintește de ororile staliniste. În ultimul secol, poporul kazah a trecut prin drame greu de imaginat. Sovieticii le-au masacrat hergheliile de cai, le-au otrăvit fântânile. Mulți kazahi nomazi, care se împotriveau colectivizării și care s-au răsculat de sute de ori împotriva sovieticilor, au dispărut. O parte a gulagului ocupa nord-estul țării. La toate acestea se adaugă testarea armelor nucleare sovietice pe teritoriul actualului stat kazah. Între 1949 și 1991 s-au făcut peste 450 de teste nucleare, 1.500.000 de oameni suferind din cauza radiațiilor. Adevărul s-a aflat numai după cucerirea independenței. Președintele Nazarbayev a reușit să convingă Statele Unite ale Americii să se implice în distrugerea arsenalului nuclear. În 1992, Kazahstanul avea 1200 de rachete intercontinentale cu focoase nucleare, în condițiile în care, spre exemplu, Franța deținea 512 și China 284. Statele Unite ale Americii au investit peste 10 miliarde de dolari în distrugerea arsenalului nuclear moștenit de kazahi și au devenit un partener sigur al Kazahstanului. Diplomația kazahă a pledat la ONU pentru conștientizarea luptei împotriva armelor nucleare. Așa a apărut proiectul ATOM, o petiție online care spune întregii lumi povestea victimelor din Kazahstan și militează pentru intrarea în acțiune a Tratatului de Dezarmare și Neproliferare a Armelor Nucleare.
welcome to our Palace of Peace and Reconciliation. My name is Simbat and I will be your guide. The Palace of Peace and Reconciliation is a symbol of unity and tolerance between nationalities living in our country. We are a multinational country where 130 nationalities live, and so Romanian nationalities involved in this part. Pyramid symbolizes the peace, especially in our country, because we are a multinational country, no wars and conflicts between nationalities living here. The author of this project is famous British architect Lord Norman Robert Foster. Here you can see with his team, which consists of 2,000 people who were participating in construction of this palace. And this palace was constructed during 13 months by Turkish construction company Simbol and Shah. Împreună este un concept de diplomație națională în Kazahstanul independent, un model de toleranță și conviețuire pașnică. În 2007 s-a înființat Adunarea Națiunilor din Kazahstan ca organism constituțional pentru implementarea curții sociale, asigurarea comunicării dintre guvern și cele 138 de grupuri etnice. Deciziile ansamblului sunt obligatorii pentru autoritățile locale. În Kazahstan trăiesc 20.000 de români, care sunt cetățeni ai statului Kazah. Noi работаем, во-первых, закон об Ассамблее народа Казахстана, который был принят в 2008 году. Это первое. Второе, специально, вы знаете, сегодня разрабатывается концепция идентичности, единства нашей страны, по нему готовится указ президента. Отдельно готовится принятие указа президента по концепции стратегического развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года. Кроме того, сегодня Ассамблея занимается совместно с Министерством культуры законом о культурной политике нашей страны до 2020 года, об образовании нашей страны до 2020 года и законом о внедрении трехязычного образования в Казахстане. Кроме этого, 9 депутатов нашей страны от Ассамблеи народа Казахстана в 7 комитетах Мажлиса парламента нашей страны. Это вопросы и сельского хозяйства, вопросы межгосударственных взаимоотношений. То есть все направления деятельности, вопросы, которые оказывает влияние на общественное согласие нашей страны, во всех этих вопросах Ассамблея принимает прямое участие. Сегодня их нету, но с каждые 5 лет депутаты меняются тоже. По мере проходения ротации, конечно, будет со временем представлено. У нас нету института нацменьшинств. Никогда его не будет в Казахстане. У нас нету малых или больших. Если есть нацменьшинства, значит, это еще меньше. Все этнические группы обладают равными правами, обладающие право граждан нашей страны. И они имеют возможность доступа к своему языку, к своему традиции, к своей культуре. Именно согласие в душе каждого гражданина, он обеспечивает согласие в стране. Поэтому это принцип, который обозначил президент нашей страны. Поэтому называется «Одна страна, одна судьба». Мульцемеск, рахмет. Аурика Диак, я сум Дана Диак. Сунтес дин Буковина? Да, сум дин Буковина, де ла Черноуци. Cum ați ajuns aici, în Kazahstan? Soțul meu învăța la Kazahstan, la Pavlodar, la universitate. Am venit ca numai să termin el cursurile și ne întoarcem înapoi acasă. Sunt președintele Asociației Bucovina, care lucrează în Pavlodar. Avem undeva vreo 50 de membri. Mai sunt alte 3 asociații. Da, sunt. Este la Almata Asociate, este la Karaganda și la Astana. Vă cunoașteți între dumneavoastră? Da, ne cunoaștem mai mult prietenesc cu Karaganda, că e mai aproape. La Karaganda au fost 10 ani de când s-a finanțat centrul etnic Dace. Da, ei ajută, dau grant la elevi ca să meargă să învețe limba română, să învețe în universitate la România, dau grant la copiii mai mici să meargă în călătorii la România. Asta totul e de gratis, da, ajută tot mult. Aveți copii? Da, am 2 fete. Sunt bunică, am un nepoțel, are 2 luni, trăiește în Italia. Vorbesc românește, da, vorbesc. Și am o fică mai mică, are 12 ani. Când vorbesc cu dânsa românește, vorbește. Și fica cea mare e în Italia. Da, mai bine ca mine, vorbește. Și muncește acolo? Da, învață la magistratură. Și se întoarce aici? O, spus că rămâne în Italia. De când a devenit capitală și a fost declarat de UNESCO oraș al lumii, Astana se schimbă continuu. Conceput de arhitectul japonez Kise Kurakawa și schițat de președintele Nazarbayev,
Situat în mijlocul Eurasiei, orașul impresionează prin amestecul de stiluri. Clădirile sunt fiecare în parte un spectacol. Hello dear guys, my name is Bayan and I will try to show you all the beautiful places in our city. Teatrul de operă și balet din Astana a fost inaugurat în 2013 și este plasat deja în topul primelor 10 opere din lume. Arhitecții italieni au combinat simbolurile kazahe cu stilul clasic european și au creat un spațiu rafinat cu o acustică de invidiat, în care se află o scenă de 3000 de metri pătrați, având o capacitate de 1250 de locuri în sală. They try to save the Kazakh national culture too in this main hall, and the color is red with brown. And for the best acoustics, they use the cherry tree on the floor and on the wall. Colaborarea dintre arhitectul Norman Foster și președintele Nazarbayev a continuat și în proiectul molului Han Shatır, ridicat în 4 ani și deschis publicului în 2010. În Astana, temperatura poate ajunge iarna la minus 40 de grade, iar vara la peste 30 de grade. Han Shatır este o clădire ecologică, construită fără sisteme de încălzire sau răcire. Temperatura rămâne constantă tot timpul anului, datorită materialelor folosite și formelor speciale. La ultimul etaj este amenajată o plajă cu nisip adus din Maldive. Mai multe piscine și locuri de joacă pentru copii fac din mall un loc preferat de familii. În zilele de sărbătoare, 30.000 de persoane pot fi găzduite în spațiile comerciale și de agrement. Bayterek este unul din simbolurile capitalei. A fost schițat de președintele Nazarbayev, inspirat fiind de legenda copacului vieții, în care pasărea fericirii și-a ascuns oul pentru a nu fi mâncat de șarpe. Are 97 de metri, pentru că în 1997 Astana a devenit capitala Kazahstanului. Aici e un punct de observație a întregului oraș și în vârf este amplasată amprenta mâinii președintelui Nazarbayev. This composition is called Ayala Alakhan. In translation from Kazakh language, it means careful hand. It is the print of right hand of our president. People can take their hand there and mentally to greet our president. Some of them make a wish and they will that their dream will come true. In 1969, not far from Almaty City was found golden man, and it is a print of its belt. 2 kilograms gold and 6 kilograms silver. Below it is Koshkar Muse, traditional ornaments. Ну, библиотека первого президента Республики Казахстан, лидера нации Нурсултан Абишевич Назарбаев, была построена в 2013 году знаменитым архитектором Нормандом Фостером. Здание имеет сферическое расположение, более 28 тысяч квадратных метров. Здесь расположена библиотека лидера нации и его фонд. Поэтому здесь библиотека, она не простая библиотека, она очень главная библиотека страны, где не только политически, но и экономически мы показываем развитие нашего Казахстана. Поэтому здесь расположены экспонаты, это подарки глав государств. Здесь на интерактивных столах мы раскрываем все идеи и инициативы главы государства, которые касались развития нашего Казахстана. Cei 700.000 de locuitori ai Astanei
se pregătesc deja pentru deschiderea expoziției mondiale din 2017. Nu este o exagerare. Pe șantier sunt acum 3500 de muncitori, dar vor fi 10.000 înaintea inaugurării. În diverse locuri ale orașului se ridică zgrienori care vor întrece actualele standarde. Abu Dhabi Plaza va avea 88 de etaje și cel puțin deocamdată nu va fi depășit în înălțime de o altă clădire. We are working to host Expo 2017 to make a contribution to the development of the world. We hope that the Expo 2017 will indeed become a platform where countries from around the world will come together and will look for common solutions to major energy challenges that the mankind faces. We are sponsoring the participation of up to 60 developing countries in this Expo. There were different estimates made as to the costs of Expo 2017. The last figure I heard was about $2 billion that the country will spend. A lot of this money will also come from private investors who are building hotels, who are building other infrastructure. And a lot of this money will also be recovered through the sales of tickets, sponsorship, etc. Kazakhstan has been looking for its brand for some time now, ever since independence in 1991. In September 2015, President Nursultan Nazarbayev spoke at an event dedicated to the 550th anniversary of the Kazakh Khanate. And he specifically suggested that Kazakhstan stick to the land of the great steppe slogan as its national brand. And I would explain a little bit by saying that in this brand, I would understand that Kazakhstan presents itself as an open, hospitable, welcoming nation, but also as a nation that stood a lot of trials in the past, but that is confidently looking into the future and is open to innovation, open to new ideas.